5 milioane și jumătate de lei. Aceasta este valoarea prejudiciului într-un dosar în care au avut loc astăzi percheziții în București, Brașov și în alte 3 județe. Într-un dosar deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor în domeniul construcțiilor. În perioada 2008-2014, administratorul a 2 societăți comerciale a înregistrat în evidențele contabile operațiuni fictive, iar apoi banii au fost fie retrași în numerar și returnați, fie transferați în conturile unor firme fantomă, spun polițiștii. Suspecții au fost audiați, iar procurorii urmează să decidă dacă vor institui sau nu măsuri preventive. Problema gunoaielor din municipiul Brașov nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni. Reporterii Brașov TV v-au prezentat în mai multe rânduri focarele de infecție din unele zone ale orașului. Autoritățile admit că sunt mari deficiențe din acest punct de vedere. Soluția pentru civilizarea brașovenilor: amenzi mai mari pentru cei care aruncă gunoaiele la întâmplare. Dacă până acum sancțiunile pentru persoanele fizice erau cuprinse între 500 și 1000 de lei, după votul favorabil din Consiliul Local, acestea pot ajunge până la 1600 de lei. Poliția locală face un apel către brașoveni pentru că, iată, și dumneavoastră ați sesizat faptul că în platforme recipienții sunt goi, însă lângă platforme sunt maldere de deșeuri. Autoritățile recunosc că activitatea firmei de salubritate Braicata lasă de dorit și susțin că monitorizează atent ceea ce se întâmplă în municipiu din acest punct de vedere. Nu trebuie să ascundem o problemă când există, să spunem, știți, adevărul este într-adevăr și noi ne facem că nu vedem. Avem o problemă astăzi la nivelul municipiului Brașov cu ce înseamnă operator de salubrizare. Suntem într-un grafic de monitorizare și în fiecare zi facem o evaluare. Sunt persoane care vin cu gunoiul din spate, dinspre străzile din spate, Neptun, Apollo, opresc mașina și aruncă gunoi aici. Opresc mașinile și aruncă gunoaiele pe unde se nimerește. Absolut, și e o mizerie cruntă permanent. Odată cu aprobarea noului regulament de salubritate, amenzile pentru depozitarea neconformă a deșeurilor au crescut și pentru persoanele juridice și sunt cuprinse acum între 1600 și 2500 de lei. Deși vremea este neobișnuit de caldă, iar în termometre se înregistrează și peste 20 de grade Celsius, cea mai cunoscută șosea a României a fost închisă chiar de astăzi. Decizia îi aparține conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care se teme că vremea se va schimba brusc, iar instabilitatea atmosferică și fenomenele meteo ar putea reprezenta un pericol pentru șoferii care ar putea circula pe Transfăgărășan. În concluzie, șoseaua a fost închisă circulației între Bâlea Cascadă din județul Sibiu și Piscul Negru din județul Argeș, pe o porțiune de peste 130 de kilometri. Sectorul de drum cu restricții va fi semnalizat corespunzător. Gala aniversară a topului național al firmelor a ajuns la 25-a ediție. Camera de Comerț și Industrie din România organizează anual topul național al firmelor, fazele județene, unde antreprenorii au posibilitatea să își facă cunoscute rezultatele. Laureați sunt mulți pentru că s-a și muncit foarte bine în anul 2017. Din cele 24.000 de firme avem peste 2.000 de laureați, sigur în grupele respective, funcție de domeniile respective. Deci, i-aș spune eu, o gală de excelență. Din cele 23.896 de întreprinderi care au depus bilanțul aferent anului 2017, au fost selecționați 7.729 de comercianți. Laureații topului sunt împărțiți în 7 domenii și 397 de grupe de activitate, în care se regăsesc subgrupe în funcție de mărimea întreprinderii. Evenimentul se va desfășura pe data de 15 noiembrie. Brașovul a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În centrul vechi au apărut deja primele instalații cu lumini. De asemenea, municipalitatea a decis să organizeze în premieră târgul de Crăciun din 1 decembrie. Astfel, comercianții interesați să-și expună marfa în Piața Sfatului trebuie să depună dosarele până pe data de 6 noiembrie la sediul primăriei Brașov. Ne-am gândit să stabilim niște reguli noi, niște criterii de evaluare a fiecărei oferte, astfel unul dintre criterii este locul din care este comerciantul sau producătorul. Se face o diferențiere între producători și comercianți
Și nu în ultimul rând, un al treilea criteriu este cei care își amenajează căsuțele și cei care desfășoară activități specifice unui târg de Crăciun. În această zonă vor fi amplasate de la începutul lunii viitoare 39 de căsuțe. În 20 dintre ele, agenții economici vor vinde produse alimentare. De asemenea, 15 căsuțe vor fi destinate comercializării produselor de artizanat specifice sărbătorilor de iarnă, iar în celelalte se vor vinde băuturi calde. Mi se pare o idee bună, pentru că Brașov este un oraș frumos, va fi populat, luminițe, căsuțe, un fel de București cum e și la noi târgul, așa va fi și la Brașov. Foarte bună, e foarte frumos. Totul trebuie făcut din timp și să fie plăcut oamenilor. Am prieteni și mă joc cu ei, uneori mai vizitez Brașovul. E foarte frumos la munte. Informații suplimentare despre lista documentelor necesare în vederea selectării comercianților găsiți pe site-ul www.brasovcity.ro. Comisia de specialitate din cadrul primăriei va publica pe site-ul instituției lista dosarelor depuse de agenții economici, declarate admise până pe data de 16 noiembrie, iar 6 zile mai târziu se vor repartiza căsuțele. Peste 25 de specii de papagal vor putea fi admirați în acest weekend la grădina zoologică din Brașov. Iubitorii de păsări vor putea vedea de la peruși și canari până la papagal mari și specii rare. Cei interesați să cumpere un exemplar trebuie să țină însă cont de anumite sfaturi din partea specialiștilor. Putem să dăm sfaturi oricui dorește să-și achiziționeze o pasăre. Bine, depinde foarte mult de specie aici, dar în principiu o pasăre sănătoasă are ochii limpezi, are penajul strâns lipit de corp, nu-i lipsesc pene, e foarte vioaie, e agilă, cântă. Mie îmi plac foarte mult Micu Alexandru, papagalie Micu Alexandru. Am o varietate foarte mare de culori acasă. Mai am, îmi plac iarăși amazonienii cu frunte albastră, care eu îi cresc la siringă. Dacă perușii trăiesc între 10 și 12 ani, papagalii mari au o durată de viață mult mai ridicată, de până la 60 de ani. Avem și noi unul albastru, Micu Alexandru, nu e foarte prietenos, fetițele în general nu sunt prietenoase, ca de obicei și în viața reală. Ne plac foarte mult și fetiței, îi plac foarte mult păsările, e o ocazie unică să le vedem pe toate așa adunate, au niște culori superbe. Îmi plac. Care îți place cel mai mult? Asta. De ce? Ce îți place la el? Îmi place că e galben și alb. Mie mi-a plăcut totul, dar încă vreau să văd multe lucruri. Ai vrea să-ți cumperi un papagal să ai acasă? Am o pisică și mi-e frică să nu iau. Aflată la a patra ediție, expoziția este deschisă publicului începând de astăzi și va ține până duminică. Acum o să facem gomajul corporal, care are rolul de a îndepărta toate celulele moarte. Lasă pielea foarte fină și este pasul antemergător bronzului organic. Orice femeie își dorește să aibă un bronz uniform într-un timp cât mai scurt. Pentru a-l obține, bronzul organic este una dintre soluții. Potrivit specialiștilor, nu conține substanțe nocive și se menține chiar și timp de o săptămână. Pentru ca bronzul să fie uniform, pașii de urmat sunt bine stabiliți. Se poate face și de două ori pe săptămână, pentru doamnele care doresc o intensitate mai pronunțată a nuanței, dar și odată la o săptămână sau chiar înaintea unui eveniment, cu câteva ore. El se intensifică în 2-3 ore și devine o nuanță armie frumoasă, caldă. Simt foarte relaxată. În timpul procedurii se simte oarecare răcoare pe piele și mă bucur de rezultatele care vin foarte rapid. Se recomandă dușuri rapide pentru a nu se îndepărta stratul de bronz. Persoanelor care sunt alergice la uleiul de ricin și la produsele din trestie de zahăr nu le este însă recomandat, dar pot apela la această modalitate de bronzare femeile însărcinate și cele care au alunițe pronunțate. Prețul unei ședințe, care include și gomajul, este de 90 de lei.
Prieteni, bine v-am găsit și astăzi la o nouă întâlnire cu rubrica noastră săptămânală de gramatică de la Brașov TV, într-o atmosferă ceva mai înfricoșătoare, găzduiți de prietenii noștri de la Bibliotecă PAP. Aflăm și astăzi cum trebuie să vorbim și să scriem corect în limba română. Este foarte important să avem bani în cont, însă contează enorm și să știm să formulăm corect cuvântul salariu. Cum se spune corect? Salar sau salariu? Aflăm asta în minutele următoare, însă, în primul rând, haideți să observăm împreună ce ne-au răspuns brașovenii. Astăzi mi-a intrat în cont primul salar sau astăzi mi-a intrat în cont primul salariu? Cum vă sună mai bine, cum credeți că e corect? Salariu? Cred că ar fi. Salariu, salariu. A doua variantă. Da. Cum spunem? Astăzi mi-a intrat în cont primul salar sau primul salariu, după dumneavoastră? Salariu. A doua variantă? Da. Singura formă corectă a acestui cuvânt este salariu. Conform dicționarului explicativ al limbii române, acesta reprezintă contravaloarea muncii prestate de salariat în baza contractului individual de muncă. Acesta cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, dar și eventuale alte adăusuri. Așadar, prieteni, salariu este un cuvânt împrumutat din limba franceză, iar la plural vom spune întotdeauna salarii cu doi i. Primul i face parte din rădăcina cuvântului, iar al doilea este desinența de plural. Se folosește și salar, însă acesta este un regionalism și este specific limbii vorbite din zona Transilvaniei. Salar sau salariu? Cum e? E salariu. Salariu. Da. Perfect. Cum vă sună asta mai bine? Salariu. Adică a doua variantă sau? A doua variantă. Salariu. Da, salariu. Din limba franceză este împrumutat și substantivul salariat, iar verbul a salariza este un derivat de la salariu cu sufixul iza, verb care se conjugă astfel: eu salarizez, tu salarizezi, el salarizează, noi salarizăm. Asta a fost tot pentru astăzi la rubrica noastră săptămânală de gramatică de la Brașov TV. Sper că de acum încolo vom ști să spunem corect acest cuvânt și să-l scriem corect. În cazul în care aveți sugestii, ne puteți scrie pe paginile noastre de Facebook, știrile Brașov TV sau brașovtv.com, iar rubrica noastră de gramatică o puteți urmări înregistrată în fiecare joi seara de la ora 18 pe Facebook, dar și pe site-ul nostru www.brașovtv.com. Până data viitoare, toate cele bune! De gramatică a fost realizată cu sprijinul RS Activ, lider în echipamente de construcții.